Executivul a aprobat ieri 18 iunie o ordonanță de urgență prin care orice manager de spital trebuie să îndeplinească anumite condiții pentru a fi numit în funcție. Acesta trebuie să fie persoană fizică sau reprezentant desemnat de o persoană juridică. Totodată, acesta trebuie să fie absolvent al unei instituții de învățământ superior în domeniul medical, economic, juridic sau administrativ, precum și al unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar agreate de MSP. Potrivit ordonanței publicate ieri Monitorul Oficial, contractul individual de muncă al persoanei cu funcția de manager se suspendă de drept pe perioada exercitării mandatului. De asemenea, funcția de manager este incompatibilă cu exercitarea altor funcții salarizate, nesalarizate sau indemnizate și se suspendă pe drept pe perioada exercitării mandatului. De asemenea, această funcție este incompatibilă cu exercitarea altor funcții salarizate sau indemnizate. Totuși, există o excepție, și anume funcțiile sau activitățile în domeniul medical, didactic, de studii profesionale, de cercetare științifică sau al creației literar artistice. Acestea modifică și completează legea 95 din 2006. Prin urmare, conform ordonanței, Ministrul Sănătății numește în termen de 3 zile prin ordin comisii pentru a analiza și a verifica îndeplinirea sau nu a dispozițiilor ordonanței de urgență guvernamentale de către manageri. În 30 de zile, aceste comisii vor întocmi un raport cu activitatea managerilor.